Peste 100 de elevi ai Colegiului Național Tudor Vladimirescu au participat la un spectacol gen flash mob, aceștia dansând patru dansuri în stradă pe melodii internaționale consacrate deja, precum Macarena sau Menia Ito. Pentru fiecare dans, aceștia au avut și costumația corespunzătoare. Spectacolul oferit de către elevi face parte din evenimentele prilejuite de împlinirea 120 de ani de la înființarea Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Se împlinesc 120 de ani de la înființarea acestui colegiu la care ținem toți profesorii acestei instituții și toți copiii, după cum s-a văzut. Zeci de oameni s-au adunat la spectacolul oferit de elevii Colegiului Național Tudor Vladimirescu. A fost foarte frumos, mi-a plăcut. Și ele frumoase și dansurile, spectacol minunat. Eram în trecere, da, m-au anunțat mama fetiței și am venit să văd despre ce-i vorba. Da. Foarte frumos. Niciodată nu am văzut așa ceva organizat ca acum ce a făcut liceul Tudor. Fetele frumoase, tot respectul pentru domnii profesori. Pentru ca elevii să poată desfășura spectacolul în condiții optime, circulația pe strada Griviței a fost deviată vreme de o jumătate de oră.